Sfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, tu ești a mea mijlocitoare, la milostivul Dumnezeu, de n-ar avea în ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea unui mormânt. De n-ai fi fost tu primăvară, a veacului înțelenit, ar fi rămas de-a pururi iarnă și soarele n-ar fi zâmbit. De n-ai fi revărsat tu zorii peste pământul adormit, atunci umbra cea de moarte ar fi rămas fără sfârșit. Iar astăzi prea curată Maică, când toți ne-am bătut la rău, de nu te vei ruga fierbinte, ne părăsește fiul tău, trimite semn de pocăință poporului nedumerit și adu iarăși la credință pe sufletul cel rătăcit. Desleagă prea curată Maică cătușele celor robiți și dă creștinilor năpăstuiți, trimite semn de pocăință poporului nedumerit și adu iarăși la credință pe sufletul cel cu acest moment extraordinar pe care astăzi ni-l oferă Părintele Misionar Marius Ciprian Pop, deschidem ediția de astăzi a emisiunii Tezaur Folcloric de sărbătoare. Este ziua Sfintei Marii Mari. Este ziua când și noi, echipa emisiunii Tezaur Folcloric, vă chemăm la rugăciune, la credință, la pocăință, la sărbătoare care să vă imprime această stare și aceste stări pe care doar credința ni le oferă. Bine ați venit, Părinte Misionar sau Preot Misionar Marius Ciprian Pop. Nu este o întâmplare că sunteți aici. Este dorința noastră de a le oferi tuturor telespectatorilor momente de grație, precum este
sărbătoarea, așa va fi și ediția de astăzi a emisiunii Tezaur Folclorii, care, bineînțeles, se va difuza și pe noul canal dedicat folclorului românesc, TVR Folclor. Mulțumesc frumos, doamna Gheorghița, pentru faptul că mi-ați creat emoția aceasta invitându-mă să mă întorc acasă. Pentru mine, ca și pentru dumneavoastră, ca și pentru majoritatea colegilor care sunt aici în platou, Tezaur Folcloric înseamnă casa în care am crescut duhovnicește, sufletește, în dragoste față de neam și față de cântec și tradiția populară. Sigur că prin faptul că e o zi specială astăzi, emoția e amplificată de această realitate în care o sărbătorim pe Maica Domnului, cea care este măicuța noastră a tuturor și fără de care nu știu ce ar însemna viața noastră a fiecăruia dintre noi. Maica Domnului este unul dintre cele mai mari daruri, sau poate că e mai bine așa cum i-a venit să spun, cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut din dragoste față de noi, atunci când era cu brațele iubirii întinse pe Sfânta Cruce și când, încredințându-o pe Maica Domnului, apostolul iubit, și pe apostolul iubit, încredințându-l Maicii Domnului, ne-a încredințat și pe noi și ne-a făcut pe toți fii ai lacrimilor ei, cum spune poporul român. Și de atunci încoace, până la sfârșitul veacurilor, suntem bucuroși, așa cum a spus Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, prin versurile pe care le-am cântat la începutul emisiunii, suntem bucuroși că avem rudenie de pe pământ în cer și nu numai atât, că avem o primăvară a vieții noastre spirituale și mai mult decât atât, că avem o maică cu inimă de mamă adevărată care, de-a lungul istoriei, a răspuns tuturor celor care i-au cerut ajutorul. Și mi-a plăcut foarte mult că ați spus că este sărbătoarea de astăzi reprezintă pe lângă chemarea la bucurie și chemarea la pocăință. Și vă iubesc pentru asta, pentru că pocăința, în adevăratul sens al cuvântului, înseamnă schimbarea vieții. Fiecare sărbătoare importantă pentru noi este o chemare de a ne pocăi, adică de a ne schimba viața, de a face un bilanț, ce e bine, ce e rău, de a da răul la o parte și de a înmulți binele, între care cel mai important lucru este dragostea, iubirea. Ce vroiam să vă întreb? Ați venit cumva cu vreuna din fete care își ia zborul? Da, pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Își ia zborul, dar tot mai face câte un ocol așa. Vrea să-și ia zborul deocamdată, da. Dumnezeu va rândui și vă mulțumesc tare frumos pentru că ați punctat acest lucru și pentru că echipa a făcut invitația aceasta ca alături de mine să fie și Antonia. Pentru că, în afară de prenumele Antonia. Antonia Maria, sigur că da. Antonia Maria. Bine ai venit aici, Antonia, la noi. E o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Vă știu de când eram mică. Și să știți că vă asigur de toată dragostea și prețuirea mea. Mă bucur că ești aici cu noi. Am prilejuit acest lucru pentru că meritați ca familie extraordinară, meritați ca și comportament artistic, ca și trăire, pentru că dumneavoastră, dragi noștri telespectatori, nu vedeți ochii lui Marius Ciprian Pop. Cu fiecare vorbă are o lacrimă în colțul ochilor, ceea ce ne duce cu gândul că este un om de un calibru... Sunt mai slab din fire, doamnă Gheorghiță. Nu slab. Un om cu trăiri puternice legate de adevăratele fapte și adevăratele scopuri în viață. Adică este omul care trăiește la maxim tot ceea ce face. Și e darul lui Dumnezeu. Trăire. Da, viața noastră toată este darul, reprezintă darul lui Dumnezeu și darul acesta trebuie trăit, pentru că nu știm dacă mâine ne mai aparține și atunci astăzi trebuie să dăruim totul, astăzi trebuie să ne bucurăm, astăzi trebuie să facem tot ce putem, mai bine să iubim cât putem. Să mai nu lăsăm. Dar să știți că emoțiile sunt generate și de o realitate oarecum duhovnicească, dincolo de aparențele de aici ale scenei, pentru că Tezaur Folcloric înseamnă foarte, foarte mult pentru mine. Tezaur Folcloric înseamnă foarte mult și pentru Antonia și numele ei nu e întâmplător de Maria. Lăsați-mă să spun eu asta. Îmi citiți gândurile. Telespectatorii noștri nu știu, tu chiar ai zis că te știu și mă știi de când erai mică, eu te știu de când s-a vorbit despre botezul tău și că la botezul tău ai avut nașă de botez pe Marioara Murărescu. Și noi ne-am dorit chiar întreaga emisie să o oferim în memoriam doamnei Marioara Murărescu. Pentru noi va rămâne întotdeauna o mare doamnă, un mare realizator
al emisiunilor folclorice de la televiziunea română. Să știți că eu cu doamna Marioară mă întâlnesc în fiecare liturghie, în cadrul Sfintei Liturghii, atunci când alături de părintele Petru, de tatăl dumnei, o pomenesc cu tot neamul ei ce a dormit, pentru că așa mi-a dat canon. I-am sărutat mâna odată și am spus: Doamnă, cum pot să vă mulțumesc vreodată pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine? Mi-a spus și vă citesc, și a zis: măi fariseule, că așa m-a alintat dânsa. Și nu greșea, da. Ce, măi fariseule, să te rogi pentru mine și când noi mai fi. Și mi-am luat asta ca pe o poruncă sfântă și mai mult decât atât, simt prezența și a spiritului, a Duhului Dumnezei aici în ceea ce faceți dumneavoastră, pentru că a rămas tezaurul folcloric singurul punct de autenticitate, de reper pentru neamul și națiunea aceasta și pentru cultura populară românească, care este foarte, foarte greu încercată. Și acesta e motivul pentru care sunt prezent astăzi aici, vă rog să mă credeți, pentru faptul că vă iubesc, pentru lupta pe care o duceți și că ați rămas lumânarea aprinsă de pe cetate, care luminează încă cetatea, ca oamenii să știe pe unde-i drumul, care-i drumul pe care trebuie să meargă, în special interpreții tineri. Vreau să știți, dragii telespectatori, că eu port astăzi un costum din zona Mușcelului. În mintea mea așa s-a conturat de câteva zile. Poate nu am conștientizat de la început că așa trebuie să fac. Este un costum din zona Mușcelului. Foarte frumos, ca de fiecare dată de altfel. Și acum vă rog să cântați. Mulțumim, mulțumim, cu mare drag. Mulțumim frumos. Ce să ajungi la greu și ce înseamnă să faci rău. Ușorel din grădinuță, draga tati de fetiță, tot ce-i bine în drumul tău vine de la Dumnezeu. Avem minte să gândim, avem suflet să iubim, ne-o dat Domnul lume mare și tot pentru fiecare. Ori mai apoi o să scape de nevoi, de nu pot și le-a fi greu, rânduiește Dumnezeu. Avem minte să gândim, avem suflet să iubim, ne-o dat Domnul lume mare și tot pentru fiecare. Și îi musai a o duce, la cel mic îi ușurea și la cel mare mai grea. Avem minte să gândim, avem suflet să iubim, ne-o dat Domnul lume mare și tot pentru fiecare. Suflet să iubim, ne-o dat Domnul lume mare și loc pentru fiecare. Vă
vă mulțumim mult. Este o întâlnire memorabilă. Vreau să vă asigur pe dumneavoastră cei de acasă, pentru că astăzi în Tezaur Folcloric avem adevărate tezaure de gândire, de simțire și de prezențe agreabile aici la televiziunea română. Ca de fiecare dată în Tezaur Folcloric evoluează tezaure umane, tezaure artistice, pe care noi le prețuim foarte mult. Vă mulțumim. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, vă mulțumim pentru cuvintele frumoase de care nu suntem vrednici și ne rugăm ca Maica Domnului așa să vă țină în brațe ca o mamă iubitoare pe toți și mai ales pe dumneavoastră cei care țineți calea lui Dumnezeu atât de frumos, cu lumină și cu bucurie. La mulți ani tuturor, numai bine. Mulțumim la frumos. La mulți ani, vă rog să luați loc și mergem mai departe. Vedeți dumneavoastră în peisajul folcloric românesc sunt evenimente de talie națională, internațională, cu oameni care sunt dedicați scenei. Dar de prea puține ori vorbim despre cei care se află în culise, se află în spatele scenei sau se află undeva la un microfon, la radio sau în fața unor copii și vedete create de asemenea oameni. În continuare, vreau să remarcați această idee a noastră de a-i sărbători pe oamenii care creează destine folclorice prin muncă, dar nu numai, ci și prin atitudinea lor. Așadar, vreau să-mi permiteți să urez bun venit doamnei Maria Lia Bologa, doamnei Maria Carmen Sas, doamnei Mariana Stănescu, doamnei Mariana Ionescu, doamnei Maria Tripon și doamnei Marioara Man Gheorghe. Doamna Maria Lia Bologa, nu doar un interpret de marcă al cântecului românesc care a pus pe harta României această zonă frumoasă a Hârtibaciului, ci omul care timp de mulți ani a condus destinele Școlii Populare de Artă din poziția de manager, cum spunem noi acum, de director, dar și din poziția de profesor. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această activitate atâția ani de zile, când dumneavoastră ați fost așa ca un motor al întregii activități de la Sibiu pentru promovarea unei zone extraordinar de frumoasă și poate mai puțin explorată? A însemnat dragoste, dragoste pentru cântec, dragoste pentru cultura noastră tradițională, pentru credința noastră ortodoxă, dragoste pentru frumos, dar mai mult decât orice a însemnat trudă. A însemnat trudă pentru că am conștientizat că menirea mea pe acest pământ este aceea de a face cunoscută această zonă necântată până la mine, Valea Hârtibaciului, atât din punct de vedere al cântecului, cât și al portului popular. A însemnat renunțări la tot ce înseamnă facil, a însemnat seriozitate, dorința de a-mi crea o personalitate artistică, și aici vreau să aduc mulțumire profesorilor mei, și dorința și lupta mea de a nu mă lăsa îngenunchiată, indiferent de câte greutăți am întâmpinat. Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a mă invita în această emisiune. Eu sunt produsul televiziunii române, sunt laureata concursului Floarea din Grădină și mă închin și mă înclin în fața acestui proiect minunat gândit de asemenea persoane alese. Vă mulțumesc, doamnelor! Noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și iată că cumva semnificația numelui Maria, care înseamnă iubit de Dumnezeu, stăpână cu dragoste, cu emoție, vi se potrivește și cred că se potrivește la toate doamnele,
pentru că Sfânta Maria, așa cum ne-a spus și preotul misionar Marius Ciprian Pop, înseamnă dragoste. Mergem mai departe la Maria Carmen Sas, să-i spun că e o mămică, o prietenă, o dăscăliță, o coordonatoare. Nu știu, este, poate, nu prea mult nu este, dar este adevărat că le întruchipează pe toate aceste atribute cu o dăruire extraordinară. Este coordonatoarea ansamblului Cununița Năzdrăvană și pe unde s-a perindat în țară, alături de acele minuni, a demonstrat aceste calități despre care v-am spus eu mai înainte, dar în primul rând, cea de om. Mărturisesc că sunt copleșită de emoții, ați vorbit atât de frumos și e adevărat că de zeci de ani, peste 20 de ani, mă ocup de minunile noastre, cum ziceți dumneavoastră și cum le spunea de altfel doamna Mărioara, minunile lumii, năzdrăvanii noștri. Dânsa a fost cea care ne-a pornit la drum. Eu, pe vremea aceea, membra ansamblului Cununița, iar 20 de ani mai târziu, mi-am dat seama că menirea mea pe pământ este cu totul și cu totul alta, în sensul de a insufla dragoste pentru cântec și joc, dragoste pentru tradițiile și obiceiurile noastre, dragoste pentru identitatea noastră. Și așa cum atât de frumos ați spus, am reușit, mi-am dorit din tot sufletul și astăzi Cununița Năzdrăvană este un brand de țară. Pentru că am avut lângă mine și am și astăzi un om deosebit, mentorul meu a fost Leontina Dorca și împreună am făcut și facem echipă și lăsăm, zic eu, după noi, urme pe pământ. Faptul că mă numesc și Maria, cu siguranță este un privilegiu pentru mine. Măicuța mea, care este Maria, mi-a pus și mie acest nume și toată viața mărturisesc că m-am simțit în brațele Maicii Domnului. Aș vrea acum să le rog pe doamnele invitate de aici, din platou, să ne cânte. Vă rog, doamnelor! Dragul meu, măi, mi l-o pus, măicuța, bine, parcă m-o întrebat pe mine.
Și când rău cresc cu bunii
iubesc până la toamnă, la 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 la,
sâne ibovnică. La 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 la. Vă mulțumim, măriile voastre, și pentru telespectatorii care au deschis televizorul mai târziu, vreau să știți că ne aflăm la emisiunea Tezaur Folcloric cu o ediție de sărbătoare, o ediție dedicată sărbătoriților care duc o muncă extraordinară acolo unde sunt, în fiecare colț al țării, pentru păstrarea adevăratelor valori, pentru imprimarea acelei stări de moralitate în artă și în cultură. Marioara Man Gheorghe este ardeleancă, are familia la Clinceni, unde și-a clădit un cămin alături de preotul Gheorghe Gheorghe, și coordonează un grup de copii și tineri. Ce a însemnat acest grup și ce înseamnă pentru tine ca, în primul rând, ca formator, ca îndrumător? Că e mare responsabilitate. Așa este. M-a adus aici în Clinceni Dumnezeu, fiind și cadru didactic și preoteasă. Responsabilitatea mea este mult mai mare, pentru că să îndrum niște copii de lângă București pe drumul cântecului popular, să știți că nu este atât de simplu. Este una să fii în zona ta și acei copii să meargă doar pe zona din Ardeal sau zona din Moldova. Aici, la noi, la Clinceni, a trebuit să mergem. Bineînțeles că nu sunt singură acum, dar am peste 15 ani de când mă ocup de grupul Mlădiței Elfovene, alături de Grigore German, un băiat minunat care a venit alături de mine, și împreună susținem acești copii și încercăm să ducem tradiția, portul, valorile acestui neam prin acești copii de lângă București, de la Clinceni Ilfov. Eu am fost primit aici de televiziunea română. Aici mi-am luat eu recunoașterea că sunt un solist de muzică populară,
Floarea din grădină m-a consacrat. Cred că cea mai frumoasă tradiție de sărbătoare de Sfânta Maria Mare sau Mică este aceea de a fi împreună cu oameni care slujesc un țel, un ideal. Și mă întorc așa spre Maria Tripon. De când nu ne-am văzut noi, Maria Tripon, și cu cine ne-am văzut atunci și la ce emisiune, dacă ți-amintești? Pentru că mie mi-a rămas la suflet comportamentul vostru al oamenilor de acolo, din nordul țării, din Negrești, Oași. Bine, ne-a regăsit, mi-amintesc cu mare drag, a fost în urmă cu vreo 10 ani, în cadrul emisiunii Hora Prichindelor, unde dumneavoastră ați moderat emisiunea, și unde am fost prezentă alături de ansamblul Sânzienele, ansamblul pe care l-am format în urmă cu peste 25 de ani și îl coordonez în continuare. Și alături de noi ne-a fost și o bunică dragă nouă, Floarea Finta, tezaur uman viu. Vreau să vă spun că țin minte toată viața acel moment. Erau copii pe care eu doar în imagini așa suprarealiste îi întâlneam, copii crescuți, am zis, copiii ăștia sunt spălați cu lapte dulce, sunt hrăniți cu tot ceea ce are pământul nostru românesc de acolo. Am rămas foarte impresionată și de tot momentul vostru. Îți mulțumim, Maria. Cu drag. Mergem acum la o altă sărbătorită care și-a desfășurat și desfășoară activitatea în promovarea valorilor identitare românești pe calea undelor. Mariana Stănescu, o interpretă din Bihor, cum ai văzut tu misiunea ta și cum o vezi acum, mai ales acum, când sunt atâtea influențe, atâtea tendințe și poate valoarea aceea intrisecă a folclorului este mai greu reperată, pentru că deasupra se ridică așa ca un nor alte valori, în ghilimele spus. Ai dreptate, Gheorghiță, dar să știi că este o vorbă românească, apa trece, pietrele rămân. De ce spun acest lucru? Pentru că, să nu uităm, la Radio România, Societatea de Radiodifuziune, nu de mult sora televiziunii române, da? Așa, deține un patrimoniu inestimabil de cântec popular românesc. E adevărat, sunt tendințe nenumărate de alterare a cântecului popular sau textului popular sau chiar și a costumului popular tradițional, dar să știi că așa cum suntem noi, cum e și tu și cum au fost înaintașii noștri, încet, încet și acești oameni minunați pe care vedem aici de față, câte puțin, punem bază, temelie la păstrarea cântecului, tradițiilor și jocului și tot ceea ce înseamnă artă populară tradițională românească și nu numai, și meșteșugurilor tradiționale. La radio nu este ușor, dar nici foarte greu, pentru că a fi în fața microfonului, a face un program muzical, a scoate din fonoteca radioului voci ale cântecului popular de odinioară și nu numai, este foarte important să știi cum le așezi într-un program muzical, pentru că trebuie să acoperi zonele mari folclorice, trebuie să acoperi generațiile de odinioară, trebuie să acoperi generațiile actuale, dar și tânăra generație. Iată și o părere a unui om de radio. Acum, Mariana Ionescu este o reprezentantă de frunte a cântecului oltenesc și românesc, cu succes, lansată în tezaur folcloric, cu prilejul întâlnirilor pe care le-a avut cu doamna Marioara Murărescu. Cum vede un artist o celebritate, pentru că ai atins acest nivel, cum vede contribuția celebrităților în general la educarea publicului și a tinerei generații? Într-adevăr, o întrebare grea, dar în același timp avem o misiune grea, noi interpreții, pentru că sunt tot felul de provocări și eu, de exemplu, pentru că am început să cânt și am mers în concursuri, m-am lansat în urmă cu peste 30 de ani, girată fiind de specialiști care au fost cei mai mari specialiști în folclorul românesc,
Și de atunci vorbesc de concursurile organizate de Televiziunea Română, de Radio România, de Tolpul Tinerilor Interpreți, festivalurile la care am obținut premii importante. Și de atunci am înțeles că am o obligație să aduc în fața publicului cântece nealterate. Știu că am o misiune și sunt destul de față. Pesimistă în știu ceea ce privește viitorul. Odată, da. Că întâlnești situații pe care nu le dorești vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la evenimente, dar tu încerci să ții linia dreaptă și să creezi această legătură între cântecul popular frumos, prezentat cu delicatețe, și publicul doritor și de alte genuri și ritmuri. Măriile voastre, acum v-am pregătit surprize muzicale, pentru că așa am și spus că sunteți sărbătorite, și dați-mi voie să urez la mulți ani și Mariei Iuliana Dragoș, managerul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, și Mariei Liliana Vlase, managerul Ansamblului Folcloric Busuiocul, pe care ne-am fi dorit să le avem aici, dar din motive personale nu au putut participa, dar cu inima suntem aproape de ele și le urăm la mulți ani. Acum surprizele pentru dumneavoastră. Leontina Dorca, Valentin Grigorescu, Ilie Caraș, Carmen Iordache, Mihaela și Ciprian Istrate. Dragii noștri telespectatori, v-am spus de la început că lucrurile trebuie să se întâmple și ca un gest de generozitate. Pentru că dar din dar se face rai. Vă rog să luați loc și să cântăm. Trece vremea peste noi, se duc toate rând pe rând. O fost soare, o fost și ploi peste noi. Cu belșug și cu nevoi, da-mpreună amândoi, da-mpreună amândoi, noi am fost. Ne-au bătut vântul și ploi, dar am rămas tot amândoi, la bine și la nevoi, doar noi doi. Bărbat, omul meu cel drag și bun, eu fost greu m-ai ajutat, suflet bun. La bine ne-am bucurat, Dumnezeu ne-a ajutat, că avem sufletul curat amândoi. Ne-a răbătut vântul și ploi, dar rămas tot amândoi, la bine și la nevoi, doar noi doi. Viața fără de amar, partea plină din pahar, doar tu mândru, draga mea, tu mi-ai dat. Ne-a răbătut vântul și ploi, dar am rămas tot amândoi, la bine și la nevoi, doar noi doi. Senior crescut, mari și buni. Mă rog la soare, la lună, dragostea să nu ne apună, să îmbătrânim împreună pe pământ. Ne-a răbătut vânturi și ploi, dar am rămas tot amândoi, la bine și la nevoi, doar noi doi.
poate cânt mereu și mă rog în felul meu să ne ferească de rău Dumnezeu. Ne-or bătut vânturi și ploi, dar am rămas tot amândoi, la bine și la nevoi, doar noi doi. Ne-or bătut vânturi și ploi, dar am rămas tot amândoi, la bine și la nevoi, doar noi doi. Oameni buni, ăsta-i joc de la străbuni. Gospodașă, flacă, ești, țăra sunie până la Iași. Am găsit oameni buni, ăsta-i joc de la străbuni. Gospodașă, flacă, ești, țăra sunie până la Iași. Tropa, trop, hai da, mândrilor, să ne jucăm ușor, bate dintișor. Tropa, trop, hai da, mândrilor, și strigăm pe rând, roată chiuiet. Joacă mândra așa cum știi, eu te învârtă și stric și la tete spui și apuc. Două iași încă trei, joacă mândra așa cum știi, eu te învârtă și stric și la tete spui și apuc. Tropa, trop, hai da mândrilor să jucăm ușor, bate din chișor. Tropa, trop, hai da mândrilor și strigă pe rând, roată chiuia. Prin și apuc sunt la cântat și mi-ntreac cu la jucat, dar pe și ne-am sărutat, dar nu distorul și-o oftat în mă. Și din ea-n bun, pot să-mi caut de azi nu. Bucuros că am găsit mândră bună de iubit. Frumoasă și din ea-n bun, pot să-mi caut de azi nu. Tropa, trop, hai da mândrilor să jucăm ușor, bate din chișor. Tropa, trop, hai da mândrilor și strigă pe rând, roată chiuie. Tot așa, tot în gâună, vă! Mai ne mari, mai timp de bine,
invitați din toată țara, cântece dragi, costume alese, pentru că eu cred că ați observat că este o adevărată paradă a portului popular, nu doar a cântecului popular românesc. Acum vreau să invit o altă generație de mării și mărioare să vină aici în platoul nostru, să ne cânte, să ne încânte cu grația lor și a tinereței lor, cu cântecele pe care le aduc cu atâta strălucire în platoul televiziunii române la Tezaur Folcloric. Așadar, invit pe Maria Radu, Măriuca Verdeș, Marian Medregoniu, Ioana Maria Ardelean. Vă zic ce-mi bun venit, la mulți ani, Dumnezeu să vă iubească pe toți, să ne iubească pe toți, să cântăm! Așa-i fata brăileană, fata brăileană, dulce neagră la sprânceană, neagră la sprânceană, îi puioasă până la soare, brăileanca mea. Îi voioasă până la soare, brăileanca mea. Lângă Dunăre e o floare, brăileanca mea. Brăileanca mea, hai în barca mea. Hai în barca mea, măi, brăileanca mea. Brăileanca mea, hai în barca mea. Hai în barca mea, măi, brăileanca mea. Brăileanca mea, inimioară-n mine crește, brăileanca mea. Lângă nuferi-mi florește, brăileanca mea. Inimioară-n mine crește, brăileanca mea. Brăileanca mea, hai în barca mea. Hai în barca mea, măi, brăileanca mea. Brăileanca mea, hai în barca mea. Hai în barca mea, măi, brăileanca mea. Pandelașul înflorește, brăileanca mea. Jocul ei mă veselește, brăileanca mea. Pandelașul înflorește, brăileanca mea. Brăileanca mea, fii mireasa mea. Fii mireasa mea, măi, brăileanca mea. Bădișorul meu, fii mirele meu. Fii mirele meu, măi, bădișorul meu.
dragui sara pe uliță, lai la 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 la, și bazui o luminiță, lai la 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 la. Dragui sara pe uliță, lai la 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 la, și bazui o luminiță, lai la la la. Lumina arge pe masă, lai la 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 la, mândra stă închisă în casă, lai la la la. Mândra stă închisă în casă, lai la 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 la, și pe afară nu mai iasă, lai la la la. Bace vânta primăvară, lai la 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 la, ia mai ieșnele-o pe afară, lai la la la. Bace vânta primăvară, lai la 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 la, ia mai ieșnele-o pe afară, lai la la la. Conșepu floarea să-n floară, lai la 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 la, și cireșii prin ogoară, lai la la la. Hai să vezi mândr-o bergeața, lai la 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 la, și dragostea cu dulșața, lai la la la. Lai la 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 la, dor cu dor nu se mai vege, lai la la la. Pe poien cu iarbă verge, lai la 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 la, dor cu dor nu se mai vege, lai la la la. Iarba-i verge ca matasa, lai la 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 la, și-o crescu s-o tai cu coasa, lai la la la. Unge calșuri mă nu faci, lai la 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 la, unce așez nu ce mai vieți, lai la la la. Iau-n scară, lai la 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 la, să ieși lele-o pan afară, lai la la la. Batu-i cu nu iau-n poartă, lai la 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 la, dar tu stai tot încuiată, lai la la la. Stai închisă la fireastră, lai la 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 la, mândră strâși dragostea noastră, lai la la la. Pe mâna bărbatului, lai la 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 la, parcă tu iubești întâi, lai la 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 la. Sale floarea care-mi place, dorule.